Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru că ați onorat această deschidere de expoziție cu prezența dumneavoastră. Vă spun dumneavoastră pentru că, de fapt, foarte mulți sunteți prieteni, rude, prieteni buni, apropiați. Și mă bucur să fiu și eu aici. Astăzi am ținut, țineam să fiu prezent și am făcut în așa fel să fie totul, sper să fie cât de cât bine. Am construit acest, să spunem, ansamblu de imagini plecând sau ținând cont, așa cum spunea domnul istoric Ian, de începuturile pe care le putem cunoaște astăzi, începuturile artei care sunt în sala cealaltă, cu diverse reprezentări pe care le cunoaștem din diverse muzee ale lumii, din Ankara sau din Vatican, din altele locuri. Ajungând până la scene sau portrete din zilele de astăzi. Așa cum s-a mai spus, în spatele multor, eu spun în spatele multor fotografii, este câte o poveste. Nu este cazul acum să vă spun povești sau explicații pentru fiecare. Sunt lucruri interesante care sunt prezente aici, cum este zeița Kumari, care de fapt este încarnarea unei zeități hindu, sau în cealaltă sală veți vedea Hecate, o divinitate, să spunem, care făcea tranziția între lumea spirituală, spiritelor, morților, lumea pământeană și lumea zeilor, care era reprezentată de regulă, de obicei, cu trei înfățișări, tânără, matură și în vârstă. Și veți vedea, are niciun fel de raze, cineva, probabil s-a inspirat de la Statuia Libertății. Urez doamnelor și domnișoarelor prezente toate cele bune la mulți ani. Și, întrucât nu am putut să o fac la început, am pregătit pentru fiecare câte o floare și vă rog să nu lăsați, să nu părăsiți această manifestare înainte de a ori vă dau eu floare, ori o să le pun la mână aici pentru fiecare. Eu astăzi sunt într-o, cum să spun, cine și-o face cu mâna lui, pentru că în muzeu am adus și lucruri legate de istorie. Doamne ferește să greșesc un an, o perioadă, așa. Sau voisem să aduc, în afară de flori care sunt aici, am uitat și niște mere. Scrisesem pe ele cele mai simpatice. Am gustat mai odată din mare. Da? Și voisem cu ajutorul unor domni să distribuim. Nu aveam foarte multe. Cele mai simpatice, cele mai bine îmbrăcate. Morala e știută. Da? Legat de ce spunea dumneavoastră, curaj. Într-adevăr, nu este... De multe ori, curajul este apropiat de... Nu mai țin. Se vedem. Așa. Da. Sigur că da. Da, așa este. Deci este greu uneori văzut unde e limita. Limita, exact. Mulțumesc celor care au avut cuvinte de apreciere. Până aici au fost cuvinte de apreciere. Mă aștept și de altfel. Vă mulțumesc, doamnei Florescu. Domnului. Și eu vreau să vă mulțumesc că mi-ați oferit oportunitatea să vă... Pentru mine a fost o plăcere. Vă mulțumesc și doamna... Doamna mea mi-a acordat titlul de ambasador. Nu pot să vă mulțumesc acest lucru.